La Centrul Regional de Transfuzii Sanguine din Iași, numeroși pompieri au donat sânge pentru a salva vieți. Îmbrăcați în uniforme distinctive și plini de spiritul lor de sacrificiu, acești eroi au demonstrat încă o dată că misiunea lor nu se limitează doar la stingerea incendiilor. Cu scopul de a asigura un stoc constant de sânge pentru cei aflați în nevoie, pompierii au format o echipă solidă și s-au mobilizat pentru a participa activ la donarea de sânge. Având în vedere că și o mică cantitate de sânge poate face diferența între viață și moarte în cazuri de urgență, eforturile lor nu pot fi trecute cu vederea. Am venit aici la Centrul de Transfuzii pentru o campanie de donare de sânge. Inspectoratul pentru stații de urgență organizează frecvent asemenea campanii, deși chiar nu în mod organizat. Colegii noștri sunt abonați, dacă am putea spune așa, la Centrul de Transfuzii. Avem alături de noi chiar și pe părintele nostru, părintele militar Claudiu Pătrașu, care donează frecvent și astăzi donează și trombocite. Conducerea Centrului Regional de Transfuzii Sanguine a salutat cu entuziasm inițiativa pompierilor și a subliniat importanța implicărilor în acest demers. Înainte de acest weekend prelungit am avut puțin donatori la noi la centru. Stocurile au scăzut având în vedere numărul de zile libere și cererea, care este foarte mare, permanent este crescută. Ne bucurăm de campania organizată de cei de la ISU, pentru că ne ajută foarte mult, sunt mulți donatori fideli, ceea ce înseamnă că putem recolta mai multe componente sanguine. Gestul pompierilor ieșeni servește drept exemplu pentru restul comunității, încurajându-i pe oameni să se alăture eforturilor de donare și să ia în considerare importanța actelor de caritate.